Au fost schimbări pentru a-i, nu știu, era să zic a-i obosi, pentru a-i odihni pe jucători sau au fost pedepse, așa cum se întâmplă la FCSB Nu de cred multe că pedepse. Păi a văzut cât de bine a jucat Juma. Juma a arătat foarte bine în prima repriză. Adică a fost cumva... a încercat să răzbune, nu știu, jocul, să taxeze criticile patronului. Chiar a arătat foarte, foarte bine Juma. Adică mie mi-a plăcut în prima repriză și pasa pe care a dat-o și chiar a fost la înălțime, să știi, Juma. De neînțeles, dar probabil pentru a-i odihni mai degrabă. Și-au dat seama că este un adversar facil, cum spuneam și noi, un adversar care s-a prezentat deplorabil astăzi. A arătat ca, adică nicio diferență între ce vezi la media sau Clinceni, adică așa arătat. Voluntar a fost îngrozitoare astăzi. Ce crezi că s-a întâmplat cu apărarea celor de la FC Voluntari? O apărare destul de solidă. Într-adevăr, au încasat 3 goluri și de la CFR Cluj, au pierdut cu 3-1 acel meci, dar parcă atunci au fost mai în meci, au jucat, chiar i-au și egalat la un moment dat pe cei de la CFR Cluj. Ce s-a întâmplat acum, că a apărut că nu e pe nicăieri, deși aveau mulți fundași pe acolo prin defensivă și fundași cu experiență? Da, au avut și ocazii cu CFR, au arătat ca o echipă de fotbal, dar acum îngrozitor, cu fundașii centrali care nici măcar nu erau la... Adică dacă ne uităm la golurile pe care le dă Tănase la cele două goluri în repriza a doua, fundașii centrali nu erau acolo. Eu întotdeauna, bine, totul spun, dar nu știu, de multe ori mi-am pus întrebarea dacă nu cumva, nu mai, nu știu, am obișnuit cu fotbalul din altă țară și nu mai înțeleg ce se întâmplă la noi, dar nu putem să spunem, nu știu, eu în locul lui Tamaș după meciul ăsta spune, tată, gata, îmi iau bocceluța și mă apuc să mă fac antrenor sau altceva, nu mai ai locul, gata. Bine. Ce să faci? A fost total depășit și el, dar toată apărarea. La cum a arătat, cred că toată apărarea ar trebui să spună. Nu toată, da, ar trebui să lase toți, așa este. Iar după părerea mea, Darius Solaru nu ar trebui să lipsească echipa națională. Nu știu. Mi se pare că e cel mai bun fotbalist din... De ce avem fotbalist din Liga 1? Este fotbalist român, evident. Se pare între cei mai buni. El n-ar trebui să lipsească. Să specificăm că el n-a prins... Primul nu telefon, prins, primul exact. Fax nu l-a prins de la Edi Iordănescu. Asta, deși Edi Iordănescu, mie asta mi se pare cel mai ciudat și un semn mare de întrebare. Edi Iordănescu l-a avut pe băiatul ăsta la antrenamente, câte luni a stat Edi Iordănescu acolo. Ar fi trebuit să știe ce poate și totuși nu l-a selecționat. În fine, apoi scuze, știi cum e, se pot găsi ușor. Ba că era răcit, ba că a mai fost bolnav de COVID. La scuze e ușor, dar... Asta e un semn de întrebare, nu știu, când ești selecționer și nu vezi un jucător cum e Darius Solaru, nu-l vezi din prima la lot. Da, nu știu, e foarte greu de înțeles. Mie mi se pare, repet, chiar mi se pare cel mai bun fotbalist pe care l-am văzut în momentul de față în Liga 1 și nu cred că e indispensabil pentru echipa națională. Și uite, exact că și astăzi... E un fotbalist care nu greșește, un fotbalist exact, foarte serios. Nu știu de ce nu. Bine, noi am mai avut așa de-a lungul istoriei fotbalului nostru jucători excepționali în trecerea internă care n-au fost văzuți de la echipa națională. Nu mi-e greu să înțeleg. Dar Tavi Popescu își continuă seria foarte bună. Tănase excelent astăzi, cel puțin și în prima și în a doua repriză. Mai vorbesc foarte bine, a venit acolo. Dar asta te ajută, știi, o echipă matură, o echipă care știe să joace în meciurile astea, pentru că FCSB-ul anul ăsta nu prea s-a mai încurcat cu echipele mici, așa cum a făcut-o în trecut. Da? Adică ea a avut probleme, uite, probleme cu Craiova, are probleme cu CFR-ul în continuare, dar așa în meciurile cu echipe mici nu s-a mai încurcat. Și aici e un mare avantaj pentru FCSB. Dar, încă o dată, nu știu, Miolaru iarăși mi-a plăcut foarte mult. Sper ca de acum să fie mai atent și Edi Iordănescu. Problema e că o să vină și pauza și, nu știu, mă gândesc că din toamnă ne ducem noi în Liga Națiunilor, în vară, toamnă, ne ducem în Liga Națiunilor să fie o prezență constantă acolo. Chiar e fotbalist foarte, foarte bun. Și e, repet, constant și foarte, foarte serios. Asta place la el.
și se simte că trage foarte, foarte mult de el și că dă tot ce are la, de la meci la, de la meci la meci. De asta, întorcându-ne așa la ce am văzut astăzi, ok, PCSB arată bine, dar în fața unui adversar care nu a pus absolut deloc probleme. Un adversar care și-a minat apărarea, dar, cum să spun, minele erau puse undeva spre out, nici de cum în care, știi?